Ia uite ce bocnă e mașina. Dimineața au fost minus 18 grade. Acum sunt minus... Acum? Dar dimineața au fost minus 18. Da, dimineața e cea mai frig, îți dai seama. Ia uite ce avem acolo, în spate, la roți. Pe aia am dărâmat acum, spre să cadă când... Am întors mașina cu fața ca să se dezghețe, că era în jale. Am întors-o cu fața la soare, că mai înainte era cu spatele și s-a dezghețat pe spate și pe față. Nu, dar uite că acum începe să dezghețe, că spray-ul ăla nu ajută ce. Adică ajută, dar nu e aceeași chestie. Na. Am venit până la Avangard, n-am avut niște treabă de rezolvat prin oraș. Și acum am venit la Avangard să mâncăm la Hopa, că am vrut să mergem la un restaurant grecesc pe care știam noi că e deschis. Îl știam și avea mâncare bună, doar că face doar mâncare la pachet, deci prin delivery, și nu ne interesează. Și acum am dus la toaletă. Mi-a explicat Bogdan ceva de toaletă, dar nu au acest restaurant. Adică majoritatea magazinelor sau restaurantelor nu și-au făcut restaurant. Probabil că au aici, pe galeria asta. Afară este foarte frig, foarte, foarte frig. Și apoi să mergem și noi către casă. Cred că aici am nimerit bine. Am primit cheie, că e cu cheie. Altfel nu poți veni la toaletă. Dar cred că aici, sper să nu. Ori în clădirea aia, stai să văd. Cine știe unde mă duc eu. A, uite, toaletă. Am găsit. Dar ce frig e. Nu știam că e solar aici. Nu știam de multe magazine aici. Le vedeam așa doar când treceam, dar nu știam despre ele. Am de făcut o grămadă de treabă astăzi, este marți. Am de făcut curățenie în casă, mă gândeam să fac o varză călită. Trebuie să cumpăr varză și să cumpăr niște afumătură. Cred că cărnat o să iau, sau cabanos, să iau, uitați mașina noastră și nu doar a noastră. Nici nu pot să o spele acum, că îngheață chederele și toate astea, e periculos. Ne-am luat de mâncare aici, am luat un... N-ai voie cola, n-ai voie cola, cum? Aici am luat un club sandwich de pui. Și aici pentru Marc cartof cu telemia. Mă duc să văd dacă are ketchup, Marc? Sau mănânci și cu brânza asta? Da? Da. Elena și-a comandat un platou cu fructe de mare și cu frigărui, are creveți, are inele de calamar și nu mai știu ce mai are pe acolo. Dar arată foarte bine, are două sosuri. Asta la ce? Ești bucuroasă? Da. Mama, asta nu știu ce e și nici asta. Hai, mâncați, Marc, acolo, amândoi, bravo. Încearcă să vezi. Și acest platou mare pe care l-a găsit Elena a costat 60 de lei. Dar nu sunt nimic. Acest sandwich club a costat 30 de lei și porția asta 11 lei. Deci o să vă zic la final prețul ca să vă faceți o idee. Dacă treceți prin Brașov și vreți să încercați mâncarea de la Hopa, e nemaipomenit de bună și vă recomand cu mare drag. Gata, am ieșit de aici. Nu mai am bonul, îmi pare rău că nu l-am luat. Am plătit și am plecat. Am dat doar 114 lei pe tot ce am mâncat. Mie mi se pare ok. Ce a fost mai scump așa a fost platoul acela pe care l-a avut Selena, a costat 60 de lei, dar în rest și am avut trei feluri de mâncare. Deci club sandwich ăla plus o porție de cartofi cu telemea, telemea foarte bună și toată mâncarea foarte, 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 foarte bună. Și acum mergem la un magazin, înțeles că vor copiii să vadă, să-și cumpere câte ceva. Am mai fost noi mai de mult la magazinul acela și apoi acasă să-mi fac treaba și eu ce mai am, curățenie. Și ce mai am acolo de făcut? Selena să-și facă teme. Nu mai faci așa că te uzi. Nu mai am decât 8% baterie. Stai că vine mașina. Stai, așteptăm. Hai, am ajuns aici, Bartolomeu, la Eliana. Vină la mama, dă mâna la mama. Bravo. Și mergem la magazinul la Michael Mark. Michael Market, cred. Ha? Pisi, pisi.
Nu, mulțumim. Și George sunt. Auzi tu! Ce? Și George sunt. O, cine ești tu? Ia zi. Și George. Dar cum te cheamă tot numele? Zi. Ai zis, Andru Șmarc George. Am zis că... că eu sunt Andru Șmarc și George. Eu am zis că îl cheamă George, că el nu știa. Stai să-mi pun și eu masca. Ce v-ați luat acolo? Ce? Ce și-au luat? Ce-au mai găsit? Aia? Hai să-i căutăm pe aia care se v-au arătat pe internet. Care erau? Asta, Bala Bala sau care erau? Mm. Nu mai știu, nu e. Mai ieși și șapea acasă. Mai ieși și șapea acasă. Mai ieși și șapea acasă. Și șapea acasă. N-are din alea albastre. Am ajuns și noi acasă. De fapt, eu sunt în parcare, aștept să vină Selena. A urcat sus cu Bogdan să își ia combinizonul acela pentru, sau fâșul ăla mai exact, pentru Săniuș. Va pleca împreună cu prietena ei și familia ei la Săniuș. Și apoi își va face temele acolo și eu am rămas aici în mașină, nu m-am mai dus sus, am rămas cu motorul pornit. Iar după ce o las pe ea, să văd dacă mă duc și eu la o spălătorie. Am văzut că majoritatea oamenilor spală mașinile, adică era full. Tot timpul când trec pe la spălătorii, dacă găsești poate un loc sau niciun loc și este coadă. Deci ar trebui să-mi spăl și eu mașina neapărat, că arată groaznic. Și pe interior nu o să mă agit. Mă gândeam să fac și covorașele, dar covorașele, ați văzut, calci de afară din zăpadă, intri să fac... ude, mizerie și nu are rost, așa că o voi face doar pe din afară și să văd mâine sau poimine dacă voi avea timp să fac puțin pe interior geamurile, pentru că copiii au stilul să pună mâna pe geamuri și să facă numai urme și cum ni se mai aburește se fac tot felul de dâre din alea pe geam și să văd dacă e să fac un pic tapiseria, să o aspir puțin, mai ales dacă e Bogdan zilele acestea acasă, eu aș putea să vin. Uite că vine și maimuța mea și să-mi iau, bineînțeles, să stau cu motorul pornit, că la ce frig e afară n-am nicio șansă să fac pe frigul ăsta curățenie. Hai să mergem, mademoiselle! Haideți să vă arăt ce și-au cumpărat copiii de la magazinul acela nemțesc. Inițial eu am vrut să merg, bineînțeles, și pentru a-și lua ei câteva lucruri, dar pentru un ketchup pe care l-am cumpărat acum ceva timp și mi-a plăcut foarte mult și nu l-am găsit și au cumpărat câte o cutiuță din asta cu vată, niște chestii, n-o să zici că sunt OZN-uri, un fel de napolitană cu ceva praf înăuntru, bombonele din astea îmi plac și mie, zici că sunt făcute așa din cretă și mie îmi plac astea foarte mult, așa. Marc și-a ales acești șerpișori cu sare și au cumpărat aceste marshmallow pe bețe, foarte drăguțe și interesante sunt, n-am mai văzut până acum așa ceva. Asta cine a cumpărat, că eu n-am mai văzut, tot e acolo. Haribo, geleuri în formă de animăluțe de astea de mare. De mare. Două topitopuri din astea, unul al Selenei și unul Marc. Marc îl are deja în cameră și le-a pus acolo. Selena și-a cumpărat aceste chestii acre. Un mirositor pentru mașină. Încă o chestie așa, un topitop cu praf. Și cam astea sunt lucrurile pe care ei și le-au cumpărat. Păi nu sunt ale mele. Cum nu sunt ale tale? Nu, le vând. Le vindem. Mă duc să le vând. Nu mai iau niciunul de eu. Nu mai iei niciunul de eu. Tu ai punga ta, deja ai început să mănânci din ele. Aia e punga Selenei, da? Mă pregătesc să le fac curat la șinșile. Noi cum am fost astăzi plecați, nu am reușit. Și să le fac și lor curat, să le dau de mâncare. Da. Nu uitați cum stă puiuții acolo sub mama lor. Stă sub mama lor, da.
Dar ce faceți voi aici? Dar ce te uiți tu așa, frumoasa mea? Dar cine are năsucul ăla drăgălaș? Uite cum stă un pui sub tine. Da, mai vei să mă muști? Vai, dar ce m-am lovit, mi-am dat unghia peste cap. Ia uitați, se rupe și mi se rupe și cu a mea și mă doare de vor. Wow, mi-am rupt-o din carne. Au. Acum m-am îndoit un pic cu piciorul și m-am lovit. Îmi sunt atât de dragi. De nu-mi pot lua privirea de vechi. Cel puțin ăsta mic, uitați ce ureche rotundă. Ioi, vai, ce frumos te întins. Doamne, voi zici că suntem șoricei, amici. Hai să dau eu un bupic. De ce plângeți? Vai. De acum am reușit eu să o dau peste cap, nu știu. Tot am spus că o să le fac și n-am mai reușit. Și uite că am rupt-o din carne și mă doare acum tare. Nici nu știu dacă mai reușesc să o fac acum până nu se vindecă. Fia vrea să mă muște. Ia uite. Nu mă muzica. Au! Nu! De ce muștiu? Hai să-ți iau un pui să-l iubesc eu. Ia-i tu! O mănâncă unghia tu! Uite-l tu cum stă tu! Doamne! Ia uitați! Ce frumusețe rară! Lizuca, ce faci mama tu? Unde-i michisorul? Unde-i michisorul? Ia uita, ce drăguț! Ce drăguț e! Stai! Miroșa Vegeta! De unde miroșa Vegeta? Zici că miroase a Vegeta? Mocuță, drăguță, te-ai agățat în cerțelul meu? Da? Buburoză mică! Devine mama ta! Te băgăm la mama ta aici! La mama ta care e rea și vrea să mă muște! Ia uite! Bustățile alea! Uitați cum a rămas ochioasa și se uită. Dar ce-i dragoste? Ce-i dragoste așa? Ce este? Doamne, frumusețe! Of! Ce plâng tântălăi ești aici? Mă apuc să fac curaj și filmam că sunt atât de...
Am băgat toate dulciurile astea într-o pungă să le ascund și să le dau cu porția, adică în special lui Mar, că Selena chiar ascultă, ea de obicei dacă și ea mănâncă poate unul, două de astea sau un topi-top și e suficient, îmi place că știe să pună frână și Marc știe să pună frână, doar că el uneori mai sare calul, dar are momente în care mănâncă un jeleu, două, trei și după aia zice că nu-i mai trebuie. Am zis să vă spun prețurile, poate sunteți interesați. Acest băț de marshmallow a costat 11,99 lei. Nu toate au prețurile puse pe ele. Deci 12 lei acest băț cu marshmallow. Această pungă a costat 8,50 lei. Nu mi se pare deloc mult. Deci practic în banii, valoarea euro ar fi un euro și ceva. Această cutiuță 2,50 lei. Aceste OZN-uri, doamne, chiar nu mai rețin, trebuie să întreb să văd dacă știe Bogdan, dar chiar nu mai rețin exact. Toate aceste geleuri au costat 4,50 lei. Astea au costat 6,90 lei de la Maua. Așa. Asta a costat 5 lei și ceva. Și mai erau câteva chestii pe care le-am mai pus, dar nici nu mai știu unde. Asta nu știu cât a costat, mai mult de 2-3 lei, nu cred. Așa. Mai era ceva, o pungă de geleuri. Astea au costat vreo 5 lei, 5 lei și ceva. Cam așa. Nu știu, am omis ceva să vă arăt. Asta a costat 4 lei și ceva, topi-topul ăsta. Nu vreau să credeți și să vă gândiți că din tot ce am cumpărat eu aici, copiii vor da iama și își va pune mintea cu toate dulciurile acestea. Nu, noi mai avem dulciuri în casă. Dacă tot am intrat în magazinul ăla, că mi-a zis sora mea că are produse interesante, eu am mai fost mai de mult. Uite că le băgam în plasa de la Hopa, m-am întâmplat la cap. Sora mea zis că au produse interesante și am zis hai să intru și eu. Era și normal să le cumpăr și lor ceva, nu puteam să-i las să tânjească acolo și să nu-i las să-și cumpere ceva ce au mâncat poate de mult timp sau poate n-au mâncat. De exemplu, așa ceva n-au mai văzut niciodată și nici eu nu am văzut. Așa ceva au avut, dar sunt alte lucruri care erau acolo și nu le-au avut. Cum ar veni această bomboană. Chestia asta, așa. Mănâncă cu porția. De exemplu, Marc, dacă în timpul zilei îmi cere, mama, vreau ceva dulce sau vreau un jele ursule sau vreau o caramea, îi dau una, două atunci și poate mai dau mai târziu una sau la amiază, pe seară, depinde când nu mai cere. Sunt dăți în care nu-mi cere toată ziua, sunt dăți în care îmi cere de două ori pe zi, sunt dăți în care îmi cere doar o dată pe zi, nu este mereu la fel. Farfuriile acestea zburătoare au costat 5,50 lei punguța. Virmișori, acrișor, 5,50 lei. Asta nu mai știu ce e, dar în mare parte v-am spus prețurile, deci cam astea au fost. Ce faci, măi? Eu am ajuns acasă undeva pe la vreo 5 și un pic 6 fără. Vreau să mă apuc acum să-mi fac, este oricum destul de târziu, dar vreau să mă apuc să-mi fac în mare treabă. Este 6:30 acum. Dar vreau să mă apuc, nu știu, să mă axez, ori să șterg praful, ori să dau cu aspirator, ori ceva să fac, că nu. Nu-mi place, nu mă simt bine, mai ales că știu că nu am făcut nimic și am fost plecată. Da, ar trebui să gătesc ceva, dar nu știu ce, sincer să fiu. Nu-mi este foame momentan, dar nu aș strica să mănânc ceva ușor, poate salată sau vom vedea. Gata, mi-am terminat și curățenia imediat, mi-am șters praful, m-a ajutat și Bogdan cu praful, cu ușile, cu tot. Am dat cu aspiratorul, acum sunt la partea de dat cu mopul. Trebuie să mă duc să-mi clătesc mopul. Și eu am dat ajutor de voi. Am avut ajutor și de la tine, că tu ai dat cu spray și ne-ai ajutat. Mă duc să-mi clătesc imediat mopul, mai am de dat balconul, sufrageria și bucătăria și gata, am terminat toată curățenia. Nu-ți vine să crezi, deja este 8 și un sfert imediat, a mers toată treaba repede, mai ales când sunt mai multe mâini, clar treaba merge mult mai
mult mai repede, să zicem așa. Abia mai respir, gâfâi de numai, cel puțin aspiratorul ăla m-a obosit. Marc, vine aici! Vine aici! Ce faci? Am băgat o tură de rufe, imediat o să-i dau uscare. Și gata cu curățenia. Trebuie să văd ce să mâncăm, ceva, o salată sau nu știu. Sincer să fiu, tot nu-mi este foame, dar parcă aș mânca ceva. Și apoi să mă duc să mă demachiez, să fac un duș și să mă bag în pat și eu. Și noi, de fapt. Selena seara asta nu vine acasă, doarme la colega ei de clasă, au fost la Săniu, s-au distrat și au făcut temele și doarme acolo. A fost la Săniuș, da. Nu-ți vine să crezi? Da, o să mergem și noi la Săniuș. De acolo, așa e un model de la căciulă. De ce așa a picat noi? Așa am cumpărat căciula. Gata, mi-am terminat curățenia, am pus să încălzesc pentru Marc niște supă și cred că pentru noi vom face o salată. Mai am niște baby spanac și niște rucola. Ce frumos ești! Așa! Vrei să te vezi? Vino aici să te arăt eu pe telefon. Vai, ce frumos ești! Ia du-te și întreabă-l pe tata, mănâncă salată? Nu! Nu mănâncă? Deci Marc răspunde numele lui. O nu-i salată? Mă doare atât de tare degetul unde mi s-a rupt acea unghie. Foarte tare mă doare și cred că momentan nu mă pot apuca de ele pentru că am o sensibilitate la acea unghie. Cred că mâine, poimine o să încerc. Și mă bătea capul să-mi cumpăr vopsea să mă vopsesc din nou. Nu știu cum o vedeți voi, dar mie mi se pare că deja oricum mi-a crescut. Sau ori crește, ori se decolorează foarte repede la rădăcină. Nu știu, uitați-vă și voi, și perciunii deja sunt culoarea mea naturală. Și problema este că aici lucește și se vede un brunet albăstrui, cel puțin la lumină, la soare. Iar aici mi s-a decolorat și am tente de ciocolatiu. Și nu îmi place să fiu așa 7000 de culori în cap. Dar cred că voi mai aștepta un pic, nu știu. Și mă gândeam să-mi cumpăr vopsea cu amoniac, pentru că am văzut că vopsea fără amoniac se duce foarte repede. Și cea cu amoniac mi se pare că rezistă mai mult. De asta tind să cred că mie mi-a crescut părul și aici în partea asta mi s-a păstrat foarte bine culoarea, brunet. Doar că nu știu ce vopsea să aleg, nu știu dacă să-mi iau de la L'Oreal, nu știu dacă să-mi iau de la Garnier, de la Sios, nu știu de la ce firmă să-mi iau. Aș vrea să încerc o vopsea care să fie bună și de care să fiu mulțumită, dar încă nu știu. Nu știu ce să aleg, să vedem dacă s-a încălzit. Supa s-a încălzit, cred că am înfierbântat-o. Așa am pățit și ieri, când am încălzit supa s-a înfierbântat. Miroase atât de bine, dar nu știu de ce nu mă împac eu atât de mult cu supele și cu ciorbele. Ce mă împac eu așa mai bine este ciorba de burtă și ciorba de fasole și de salată, cam astea. În rest așa nu mă prea dau un vânt. Am mâncat un castron, de ce să vorbesc aiurea, de supă în momentul în care am pregătit-o. Dar cred că am înfierbântat-o, ia să gust. Da, am înfierbântat-o. Trebuie să-mi pun să mănânc și niște clătite, mai am clătite și dulceața asta a ieșit atât de bună. Mie îmi place cel mai mult, cred că dulceața de caise dintre toate. Bine, aș mai avea așa pe listă dulceața de vișine sau de cireșe, dulceața de zmeură, mure și afine, sunt mai multe pe listă. Și mai avem câteva clătite, mai mănânc și eu în seara asta, am mai mâncat și Bogdan, l-am văzut. Aici am mai primit de la mama ieri din Italia, ne-a trimis un pachet cu niște Eggers pentru Selena, această cutie cu bombonele, un Lenor, gel de duș, o eșarfă pentru mine. Nu am apucat să vi le arăt pentru că a venit sora mea, le-am primit, le-am pus pe fiecare lucru în parte la locul lui și nu am apucat să mai filmez. Abia ce am apucat ieri să vă arăt acele două geluri de duș în formă de steluță și acel balsam de rufe. În rest n-am apucat, v-am zis, le-am luat și le-am pus toate produsele la locul lor și mi-am văzut de alte treburi.
Aștept să se răcească supa, să-l pot chema pe Marc să mănânce, că dacă las așa supa pe masă, el poate vine și se arde săracul. Și ați văzut în momentul în care te arzi la limbă, în general cu supă, ciorbă sau lichide fierbinți. Eu am pățit de multe ori să mă arzi la limbă cu lichide fierbinți și este mult mai nasol în momentul în care te arzi cu un lichid fierbinte decât, nu știu, cum te arde cu un cartof sau cu o bucată de carne sau ceva de genul, dar cred că până se răcește această supă mă voi apuca să fac salată să mănânc eu cu Bogdan sau doar eu, nu știu, nu trebuie acum, îl întreb să văd dacă vrea să mănânce, dar cu ocazia asta trebuie să mă duc să văd dacă mi s-a uscat la baie, că la baie tare greu a vrut să se usuce și aici pe hol și am avut geamurile deschise. Hai mă, prinde-te, dar nu s-a uscat nici acum, dar nu înțeleg de ce, nu înțeleg de ce, foarte, foarte greu mi s-a uscat, uite, încă e ud și aici pe hol. Ia să scot acest castrol și să mă pregătesc de salată, că mănâncă și soțul meu salată. Vrei să bag niște ciuperci crude înăuntru? Ia să pun și un avocado. Aș fi pus și niște ceapă verde, doar că mă gândesc că provoacă destul de multe arsuri și n-are rost să fac așa. E foarte bun, e gustă să vezi. Mi-am pregătit aici mozzarella, parmezan, nu știu, o voi pune deocamdată o conservă de ton sau cred că voi mai aduce totuși una. Sincer să fiu, nu știu dacă să mai aduc una, că este destul de târziu și destul de păcătos tonul. Ia să tăiem acest avocado. Mă gândeam să pun și doi avocado, dar la fel, nu știu, nu știu ce să fac. Apoi să mâncăm, să spăl vasele și mă duc să-mi fac ce am eu, lucrurile mele de făcut. Oare am să reușesc să stau și eu la un film turcesc? Ce credeți că am stat în seara aia când v-am spus vouă că vreau să mă uit? La ora 10 m-am băgat în seara aia în pat. Dar nu știu ce am făcut, nu mai rețin să vă spun. Dar n-am apucat să văd. Este bună supa, Marc? Pentru că mi-a căzut sâmburile de la avocado și să cad. De fapt, nu sâmburile. Nu e bună. Bine, mă, că nu e bună. Ție nu-ți place niciodată nimic. Ești atât de pretențios, dar nu mai găsesc. Da, n-am nimic. Acum merge în burtă ce să aibă. N-are nimic. Ia să desfacem tonul. Așa. Niciun, fiți atenți, nu-i mai da, te rog frumos, abia am făcut curățenie. Iar arunci cu mâncare prin casă. Păi da, nu. Facem mini supa. Trebuie să mai îmi cumpere Bogdan mini mozzarella din astea, că sunt atât de faine, mai ales că sunt așa de mici. Chiar foarte faine. Așa, cred că ajunge. V-am spus, îmi este, adică nu pot să zic că foame. Cred că mai mult aș mânca ceva decât foame. O să pun și puțin ulei de măsline. Așa. Și eventual niște parmezan ras sau brânză, formage, asta ce o fi ea. Și gata, cred. Am mai văzut persoane care stoarce câte un pic de zeamă de lămâie. Mie, sincer să fiu, nu prea îmi place acreala decât în ciorbă, așa să fie cu borș. Dar în rest, așa vă spun sincer că nu. Nu prea mănânc nici oțet și nici zeamă așa de lămâie în salată. Știu că este sănătos, dar se pare că acru ăla mă enervează, nu știu. Nu, nu-mi place. Și încerc să nu prea folosesc oțet. Mai folosim așa când mai facem o ciorbă de
salată sau o ciorbă la grec, să pui poate un pic de oțet, dar în rest... Mă credeți că eu așa o salată, nu este o cantitate mare, dar nu pot să o mănânc singură, poate să fie cât de foame ar fi. Eu de obicei mănânc puțin și des. Astăzi am mâncat la restaurantul ăla grecesc, doar un triunghi din ăla, din Club Sandwich ăla și vreau să vă spun că m-am săturat și din al doilea am mai mâncat jumătate, am mai luat și sele, am mai gustat, mă săturasem dintr-unul din ăla. Eram deja plină. Am mai luat și câțiva cartofi și nu mai trebuia. Eu cred că este ok. Nu știu cât puteți să vedeți, dar mie mi se pare că are și ton, și mozzarella, și avocado, și salată, mai ales că se lasă așa la fund, dar și cu câte un pic de pâine nu ar vrea să mai adaug nimic. Nici ton, nici nimic. Este ok. Ce faci, minișorul, mama? Ce face fata? A, nu-i nimic, lasă-l să facă, că de-abia mănânc singură. Dragilor, am să închei acest filmuleț. Noi vă pupăm cu mare drag, să aveți grijă de voi și ne vedem în vlogul următor. Pa, pa!